Show. Sunt Elisa și tu te uiți chiar acum la Urban Show, singura emisiune de pe TV realizată doar de adolescenți. Dacă ești adolescent și te uiți acum la TV, la noi, vrem să te cunoaștem, pentru că ești o raritate. Foarte puțin dintre noi se mai uită la televizor, fiind și mai puțin care urmăresc un post TV regional. Motivele sunt simple, există YouTube, TikTok, în plus pe TV e doar politică, certuri, pandemie. Eu vreau să vă dau o provocare. Urmăriți-ne măcar 10 minute și cine știe, poate chiar o să vă placă. Iar dacă măcar unuia dintre voi îi place, scopul nostru a fost atins. Ok, gata cu politica, haideți să trecem la treburile noastre din fiecare săptămână. Iată ce veți vedea astăzi la Urban Show. Și de asta căutați melodia și începeți cu... Mondi? Perfect, are și un iubit, să vedeți ce rating facem. Poți să te duci, te rog, să-l chem? Am o întrebare. Câți dintre voi aveți Netflix acasă? Wow, super, așa mulți? Mai am o întrebare. Câți dintre voi au propriul cont de Netflix pe care îl și plătesc? Aha, și tăcerea e un răspuns. Stați liniștiți că nici eu nu plătesc. Am contul de la cineva, chiar nu contează. Revenind, mă gândesc că vouă ăstora care aveți bani de Netflix, vă plac și serialele. Bineînțeles, cred că serialele cu adolescenți. Nu cred că ridică niciunul dintre voi mâna dacă întreb câți s-au uitat la documentare despre cel de-al doilea război mondial. Nu știu de voi, dar eu am un ritual în fiecare seară, da, în fiecare seară când deschid Netflix-ul. Deci, îl deschid. După, caut așa vreo 10-20 de minute prin 500 de filme și seriale. Nu prea găsesc nimic interesant, așa că deschid un serial pe care deja l-am văzut, un episod care îmi place și 45 de minute mă uit pe telefon, bineînțeles. Vă rog foarte mult să-mi spuneți dacă mai faceți vreunul dintre voi chestia asta sau doar am eu probleme grave. Ai tu probleme grave? Da, mulțumesc! Mă simt chiar mult mai bine acum că știu că nu sunt ok. Și pentru că în pandemia asta am devenit expertă la Netflix și am văzut, cred că, toate serialele de 2 ori, m-am gândit să vă fac o listă cu câteva seriale pe care trebuie neapărat să le vedeți pe Netflix. Iată-le! Salut! Sunt Raluca și ador Stranger Things. Dacă nu l-ai văzut, trist. Pe scurt, serialul este cam așa. Un băiat spare, apare o fată, face șșș cu puterea minții și, desigur, foarte neașteptat, îl găsește. Acum, pe bune, serialul e mișto și merită văzut, din mai multe motive. Te ține cu sufletul la gură, asta dacă ești dotat cu suflet. Actorii sunt frumoșei, experimente secrete, o fetiță ciudată cu puteri telepatice, dar fără păr. Spoiler, în sezonul 3 îi crește. Stranger Things îmbina elemente de horror, dramă și SF, fiind unul dintre cele mai apreciate seriale disponibile pe Netflix. Show-ul a fost nominalizat la 4 Globuri de Aur, inclusiv la categoria cel mai bun serial TV. Nu a câștigat acolo, dar e primul în inima mea. Păi, dar de ce trebuie să iau eu desen animat? Că pot să cred ăștia că am 10 ani, pe bune? Filmează? Bun. Salut, sunt Alex și îmi place serialul Big Mouth sau Gură Bogată, așa cum îl găsiți pe Netflix. Ce să vă zic eu despre serialul ăsta? Păi e de ajuns să citiți numele primelor 3 episoade ca să vă dați seama că nu e pentru pudici. Pe scurt, nu e genul de serial pe care îl vedeți împreună cu mamaie sau cu tataie, pentru că sunt foarte mari șanse să vă stropească cu apă sfințită de la Arsenie Boca. Sunt mai multe personaje care intră la pubertate. Bine, corelația asta cu numele serialului și o să vă dați seama că limbajul nu e cel mai evlavios. Dar e Caterinca. Doamne ajută să nu se uite CNA-ul la Urban Show azi, că... Bine, ești cuvântat, doamne.
Sunt Livia și îmi place The Umbrella Academy. Interesantă acțiune și chiar îl recomand. În aceea zi din anul 1989, 43 de copii sunt născuți în mod inexplicabil de către femei fără absolut nicio legătură între ele, care nu au prezentat deloc semne de sarcină. Am o teorie. A venit Barza! 7 dintre ei sunt adoptați de câte un miliardar excentric care creează o organizație numită The Umbrella Academy și își pregătește copiii pentru a salva lumea. Misiunea asumată, vulnerabilitățile fiecăruia și relațiile dintre personaje alături de universurile misterioase în care au loc acțiunile sunt punctele forte ale scenariului întunecat și plin de ironie, dezvoltat după benzile desenate lansate de Dark Horse Comics. Primul sezon din The Umbrella Academy a avut premiera pe Netflix în februarie 2019, iar succesul de care s-a bucurat în rândul adolescenților a determinat producătorii să continue serialul cu un nou sezon. Și sunt cea mai bătrână dintre toți, așa că voi vorbi despre Sex Education. Nu vă bucurați prea tare, e doar numele unui serial. De ce îmi place mie serialul ăsta? Pentru că, așa cum spune și numele, este educativ. Education. Îmi place că e vorba de niște tipi care au vârsta mea. Serialul îl are în rolul principal pe tipul ăsta, deșteptățel, cam pămpălău așa, Otis, a cărui mamă este terapeută în problemele sexuale. Vă dați seama, săracul ei o lea cam deranja la mansardă. Asta îl ajută foarte mult pe Otis, pentru că împreună cu o colegă de liceu vor înființa o clinică de terapie sexuală care îl va învăța ceva în viață. Must watch! Sunt Cristi și nu prea mă uit la seriale, dar am venit la filmare și a trebuit să vorbesc și eu ceva. Și voi vorbi despre cei 100, nu dalmațin, că aia sunt 101. Fiți atenți, o să citesc de pe prompter. Unul dintre cele mai bune seriale pentru adolescenți, cei 100, e un serial violent în care niciun personaj nu este în siguranță și răsturnările de situație apar în aproape fiecare episod. La 90 de ani, de la izbucnirea unui război nuclear care a distrus civilizația, o navă spațială poartă supraviețuitorii în spațiu. Din păcate, resursele sunt pe terminate, așa că se decide ca 100 de delinvenți juvenili să fie trimiși pe Pământ să vadă dacă planeta poate fi repopulată. Repopulată. E mișto serialul, uitați-vă. Urban Show. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Ne pasă de tine. Astăzi suntem la un cămin din Galați și recent am aflat că lucrurile nu stau chiar atât de bine aici. Am tras la sorți un elev și noi vrem să-i decorăm camera de la zero, să-i facem nouă-nouță. Astăzi o să ne întâlnim cu eleva care a câștigat concursul nostru. Dar să știți că ea mai stă în cameră cu cineva. Haide să îi cunoaștem. Sper să răspund. Oh, băi, doamne, sunteți de la Urban Show, băi, doamne, vă știu. Exact, exact, tu trebuie să fii Elena, nu? Da, da. Și tu ești colegul ei de cameră, nu? De fapt este boyfriendul meu. Perfect, are și un iubit, să vedeți ce rating facem. Poți să te duci, te rog, să-l chem? Nu, el este iubitul meu, este Răzvan. El e iubitul. Salut, sunt Răzvan, mă uit în fiecare vineri seara la voi, la Urban Show. Deci, voi doi chiar sunteți împreună? Adică nu... Da, da, doamne, stat de fericită că am câștigat, adică o să sun pe mama și abia aștept să-i zic, o să fie atât de mirată. Și eu sunt foarte mirat. Stați așa. Deci, tu cu el, el cu tine, chiar sunteți împreună, gen, fără catering, că nu... Ultima oară când am verificat, da! Păi și nu vrei să verifici din nou ca să fii sigură, adică nu... Nu trebuie, acceptat, acum nu mai poate scăpa. Stai, adică tu l-ai rugat pe el să fiți împreună? Da, și la a treia încercare am spus ok, fie. La a treia încercare... Haideți mai bine să intrăm, că e destul de frig afară. Să vedem și noi până interior. Haideți cu mine.
Nici nu știu cum am putut câștiga, eu nu sunt deloc un timp norocos. Da, deloc norocos, deloc. Deci. Scuzați dezordinea, dar nu vă așteptam, legurile lui Răzvan sunt întise peste tot. Se joacă cu Lego! La liceu, se joacă cu Lego el! A ajuns să-mi placă și mie Lego-urile, mie care mi-a păsat numai de ieșit în oraș și făcut poze pe Instagram înainte. Haideți să vorbim despre problemele majore ale camerei voastre. Nu cred că aveți loc să vă puneți chestiile personale, nu? Exact, nu avem nici măcar loc să ne punem un dulap. Răzvan, arată-le tu, unde îți pui jucăriile? Are jucării? Doamne, oameni buni, Octav, dă zoom pe picioarele lui, uite, tu, poartă ciupici! Hai, Octav, hai. Măi, băiatule, care e problema ta? De ce porți ciupici? E sănătos la cap? Da, știu, trebuia să-i aduc pe aia mov, dar chiar n-am știut că veniți, ok? Putea să dai și voi un telefon înainte să spuneți? Elena, vină un pic. Tu cum te descurci la școală? Ca să știi și oamenii dacă să adică. Apoi sunt cea mai bună din clasă, și dar nu vreau să mă laud, bineînțeles. Sunt în trupa de teatru a liceului, prezint la radio și sunt reprezentanta elevilor în Consiliul Profesorilor. Super tare! Bravo! Felicitări! Și tu, Răzvan? Răzvan încearcă și va reuși! Vei reuși, gălușcă! Păi ce încearcă? Ce va reuși? Păi, cum să vă zic eu, el este mai încet. Dragii mei, sunt alături de Elena, o liceancă de nota 10, cu o frumusețe răpitoare, uitați-vă la ea, și cu iubitul ei, pe care ea a vrut să-l aleagă, Răzvănel. Sunt Alex Beznea, legătura la Urban Show. Ce-ți place de omul ăla? Păi nu-l vedeți. Adică are bani sau? Bine, are și, dar eu nu-mi place de așa cum e. Sunteți dăia cu oameni buni, cu păbuni. Păi nu ne-a ieșit niciun rating. Nu, doamne, ferească, nu. De ce nu te mai uiți la TV? Poate pentru că nu vezi ceea ce-i vrea să vezi. Uită-te la noi, s-ar putea să-ți placă. Urban Show, emisiune cu adolescenți despre adolescenți. Care este cea mai vizionată melodie din 2020? Hai să zic că rămâi cu gura căscată. Să-ți dau un indiciu. Baby shark, tu-tu-ru-ru-ru, baby shark, tu-tu-ru-ru-ru. Da, mă opresc. Știu, melodia asta este de acum 4 ani. Acum copiii din videoclip au cam 12 ani. Și plin de bani, că la 22 de milioane de like-uri crezi și eu că au la bani. Hai să vă arăt și vouă despre ce este vorba, de parcă nu știați. Mami shark, tu-tu-ru-ru-ru-ru, mami shark, tu-tu-ru-ru-ru-ru, mami shark, tu-tu-ru-ru-ru-ru, mami shark. Da, asta este cea mai vizionată melodie din 2020. It's the end! Este o melodie extrem de veche și nu că veche, expirată. Probabil în momentul ăsta când ați auzit numele, nu v-ați auzit aminte nimic. Probabil vă aduceți aminte doar ritmul. Știți momentul ăla când vă aduceți aminte doar ritmul ca în orice zi unei melodii, dar nu țineți minte numele și vă duceți pe Google și de asta căutați melodia și începeți cu... cu vocea voastră mirobolantă și sperați! Pe Google o să vă dea melodia. Melodia este cântată de doi români, știu, dar totuși este în engleză. Și decât cântată, mai bine spus fredonată, pentru că nu cred că sunt singura care a observat că mai mult este șoptită decât cântată, știți? Exact, asta e tot. Fraților, pe YouTube există un video care în 24 de ore a făcut 101 milioane de views-uri. Voi realizați ce se întâmplă?
ridicolă. Adică eu am un canal de YouTube și nu fac 100 de view-uri într-un an. Și ei care în 24 de ore au făcut 101 milioane. E vorba despre Corenie de la BTS, poate ați auzit de ei. Au făcut o piesă pe nume Dynamite. Nu o să vă las să vizionați, dar o să vă las să vedeți cum sună. Păi ce au ăștia, frate, în plus față de mine? Păi arată mai bine ca tine de 1000 de ori. Au donat mai mult de 2 milioane de dolari către Black Lives Matter și își susțin fanii să se iubească pe ei însăși. S-a făcut un sondaj acum câțiva ani prin liceele din țărișoara noastră, din care au reieșit mai multe chestii. Una dintre ele a fost că majoritatea liceenilor români detestă, printre altele, istoria. Da, ci că urăm istoria, nu istoria noastră ca popor, ci ora de istorie ce se face la școală. Motivele sunt multe, dar eu personal cred că materia e mult, mult prea multă, ora nu e interactivă și suportul logistic nu există. Cum ar fi hărți, grafice și așa mai departe. Bine, în majoritatea școlilor nu vorbesc chiar de toate. M-am documentat pe net și am găsit o statistică super interesantă în liceele din America. Da, știți voi, America. În America, sondajele arată că ora de istorie este în primele 5 cele mai alese obiecte de studiu de către licee. Da, căci ei își aleg materiile, nu sunt obligați să tocească ceva care nu vor să învețe neapărat. De ce în America liceenilor le place ora de istorie? Simplu, pentru că se face într-un mod interesant, interactiv, în care accentul este pus pe importanța unor evenimente și personalități istorice, nu pe informații seci pe care nu le mai ții minte după 2-3 zile. Gata, gata, promit că mă opresc. Haideți să vedem în continuare cam cum ne-am imaginat noi că se desfășoară o lecție de istorie în liceele din România. Atenție, următorul material este un pamflet. Sau nu? Și trebuie să vă spun că sunt puțin cam dezamăgită. Așa că o să le arunc la gunoi. Este, bă! Adică, of! Eu sunt de vină. Am insistat prea mult să memorați date și evenimente. Gata. O să schimb tactica. O să vă învăț să gândiți mai mult la istorie. Mă rog, să gândiți istoria. Sunteți de acord? Ok. Astăzi mi-am propus să vorbim despre mareșalul Ion Antonescu și ce a făcut în cel de-al doilea război mondial. Știe cineva cu cine s-a aliat Antonescu în război? Cine i-a promis că va reprimi teritoriile românești pierdute prin dictatul de la Viena? Cineva? Doamna! 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 Deci, notele de la testele pe care le-ați aruncat nu vor fi trecute în catalog? Nu, fi fără grijă, nu o să le trec. Acum revin la cel de-al doilea război mondial. Antonescu credea că dacă se aliază cu cine trebuie, vor fi retrocedate teritoriile istorice românești pierdute. La ce teritorii se referea? Cineva? Cristi. Da, am pierdut teritoriale de-alea și după e rău, nu? Am pierdut teritorii. Ce teritorii? Păi dacă na, le-am pierdut acum, nu le mai primim înapoi, na. E rău acum, dar nu prea am înțeles întrebarea. Ok, ok.
Poate că n-am pus eu bine întrebarea. Hai să vă iau puțin mai cronologic. La începutul războiului, cine erau aliații noștri? Cu ce țări ne-am aliat în al doilea război? În cel al doilea război? Elisa? Cel al doilea război, Mondial! Așa, mă, copii, așa, vedeți? Așa se învață să gândim istoria. Doamna, dar am vrut să spun exact astfel, război mondial, doamna. Ok, revenind. Cu cine a vrut să se alieze Antonescu pentru a recupera teritoriile pierdute din România în război? Hai să ne gândim puțin. Care era raportul de forțe în Europa în 1940? Doamna! Da, Lidia, zi! Parcă ați spus că nu sunt mai numără date. Ok, corect. Am zis fără date. Ok, gata. Fără ani, fără date. Cum să mă zic? În ultimii ani ai războiului mondial, da? Cu cine a vrut să se alieze mareșalul Antonescu? Era o forță nouă apărută în Europa, o forță foarte mare politică. Haideți, Giulia! Scuze, Giulia, n-am fost de la des. Hai altcineva! Hai mă, că toți ați auzit de naziști! În ce țară a apărut nazismul? E țara foarte cunoscută în Europa. Spania? Franța? Italia? Anglia. Ce forță nouă politică a apărut în anii 30? Doamna, dar răspuns! Da, Livia, știu, am zis fără date! Ce forță politică s-a răspândit ca o molimă în Europa? Franceză. Da, am putut eu să zic franceză. Bravo. Vedeți, așa se discută la istorie, ca o furtună de idei. E o forță politică ce nu mai există azi în Europa. Doamna, dar mai există și azi francezi în Europa. Băi! Oameni buni, hai să lăsăm francezii puțin, ok? Pare rău, dar Nu, Cristi, ai răspuns bine. Mai există francezi în Europa, așa e. Bravo, excelent. Nu trebuie să notezi că există francezi în Europa. Ok. Revenind. Hai să ne luăm prin eliminare. Spuneți-mi alte țări din Europa cunoscute pe care nu știți voi. În afară de Franța. Mă, voi măcar știți pe ce continent ne aflăm noi? Suntem în Europa? Da, suntem în Europa! Spuneți-mi alte țări din Europa. Ce țări mai știți? Italia? Da, exact, Italia. Altele? Mai puneți un punct de plus la notă pentru că am spus Italia? Da, Anesia. Eu am vrut să spun Italia, doamna. Știu că există, că e mătușa mea, adică... Ok. Alte țări? Germania? Da, Melissa, da, bravo, Germania, bravo. Da, eu, domn, eu... Da, Tudor, știu, ai vrut tu să spui Germania, știu. Suedia! Nu, hai să ne întoarcem înapoi la Germania, ok? Ce forță politică conducea Germania în acea perioadă? Cineva? Hai, Elisa, Tudor, Anisia, Giulia. Poate mai târziu. Hai să luăm altfel. Cine are acasă Netflix? Eu! Bine, ok. Cine a văzut un documentar cu cel de-al doilea război mondial? Doamna! Nu un serial în care apare un nazist, ok? Un documentar. Ok, Germania era cunoscută de naziști! Dar eu am vrut să spun naziști! Ok, și ce au făcut naziștii? Știu eu, au construit un zid, zidul Berlinului. Nu, ei au
construit zidul Berlinului. Sigur? Că eu așa știam. Foarte sigur! Comuniștii au construit... Nu, ții ceva? Gata. Restul orei vă las să citiți. Ce vreți voi? Horoscop despre anul 2855. Doamna, dar v-am spus fără date! Da, îmi pare rău. E vina mea. E... E numai vina mea. Deci Antonescu s-a aliat cu naziștii ca să recupereze teritoriile pierdute? Nu mai contează. Citiți acolo. Stați cu telefoane. Am zis că nici măcar nu mai există, ok? Bine că mai sunt câțiva francezi. Gata, Urban Show a ajuns la final. Ne bucurăm dacă ați rămas cu noi până acum. Dacă vă place cât de cât ce facem noi aici, ne-ar ajuta foarte, foarte mult un like, o inimioară, un comentariu sau chiar mesaje în care să ne sugerați subiecte de abordat în ediția viitoare. Sunt Elisa cu ochelari și noi suntem Școala de Film și Televiziune. Până vinerea viitoare, vă pup, stay safe! Astăzi suntem la un cămin din Galați și... suntem la un cămin din Galați. Da. Bună ziua. Adică, ai, mă. Da. Eu am văzut că lucrurile... Au ajuns să-mi placă și mie legurile. Legurile. Stai. Stai că mă dau. Tesele de la notele de la care ți-a... Antonescu. Stai că am de două replica.